apăs butoanele în același timp, au vibrat în același timp. Să vedem dacă e unul care pornește mai repede decât celălalt. Rezultatele performanțelor acestei sunt absolut fantastice. Aici avem 43 de cadre pe secundă pe S22 Ultra și 97 de cadre pe secundă pe S23. Aici e doar partea grafică. Iar Wildlife, atenție, pe S23 Ultra este maxed out. Salutare și bine te-am regăsit la un comparativ complet între Samsung Galaxy S22 Ultra și Samsung Galaxy S23 Ultra. Astăzi o să vedem care sunt toate diferențele între cele două telefoane ca să-ți dai seama dacă merită să faci upgrade de la un S22 Ultra la un S23 Ultra. Ne-ar fi plăcut să avem și un S21 Ultra, dar pe bune că nu mai știu unde este ăla. Primul element, diferența de design. Nu prea există. Apropo, v-ați dat seama care este 22 și 23? Probabil că nu, sunt aceeași culoare, iar diferența este atât de mică pe camerele din spate încât e greu să-ți dai seama. Dar încep să le deosebesc mai bine, mai ales că prima cameră, cea de sus, are un inel central pe S22 Ultra. Așa o să le poți să faci și tu diferența că le țin cu spatele, pentru că cu fața nu se vede mai nimic. Așadar, pe laterală, butoanele au coborât puțin. Probabil motiv de design, probabil construcție, nu-mi dau seama exact, sau pur și simplu accesibilitate. Și-au dat seama că dacă le pun un pic mai jos, sunt mai ușor de accesat cu degetul atunci când îl ții, desigur, în mâna dreaptă. Atât butonul de volum cât și de power sunt o idee mai jos. Aici mai vedem încă o antenă în plus pe S23 Ultra și ce se poate observa dacă le apropii așa este că S23 Ultra e puțin mai pătrățos. S22 este mai rotunjor pe margine, în rest, în partea de sus sunt aproape la fel, diferența va fi că antenele sunt în poziții diferite. În partea de jos mai nimic, iar la bază, slotul de SIM este în aceeași poziție, diferența o face că S23 Ultra are un microfon în plus, iar asta s-ar putea să ajute. Penurile sunt la fel, eu cred că sunt aproape la fel, deși văd că diferența iarăși este un pic de formă. S23 Ultra are penul puțin mai drept aici în capăt, dar sunt curios, merg în același loc? Da, se potrivesc. Ba nu, nu se potrivesc. Penul de S23 Ultra nu intră în carcasa lui S22 Ultra, dar invers da. Deci poți să cumperi un pen de S22 Ultra dacă vrei. Slotul de SIM niciuna. Și ăsta la fel. Și cred că se potrivesc de la unul la altul. Da. Se potrivesc fără niciun fel de problemă. Cam astea sunt diferențele pe partea din față. Hai să le și aprindem să vedem care e diferența de pornire între cele două. Le-am inversat? Da. Hai să le aprindem așa. S23 aici, S22 Ultra aici. Apăs butoanele în același timp. Au vibrat în același timp. Să vedem dacă e unul care pornește mai repede decât celălalt. Da, S23 Ultra pornește mai repede decât S22 Ultra cu vreo câteva secunde în minus, dacă e să iei așa. La capitolul display avem același tip de display. Singura diferență majoră între cele două display-uri este că anul acesta Samsung l-a numit Infinity Display O. Adică O fiind decupajul de aici. Din nou, marketing, don't worry. La capitolul rezoluție avem aceeași rezoluție WQHD, care este activă în acest moment pe ambele telefoane. Diferențele nu o să le observați în mare parte, însă acea specificație cum că bateria ar ține mai mult, eu observ. Și asta pentru că ambele telefoane au pornit la 82%. Acum avem 81% pe Samsung Galaxy S22 Ultra și o să le lăsăm până la finalul testului să vedeți care consumă mai mult. Vor fi aprinse la fel de mult, vom face același lucru pe ele. La capitolul greutate, S23 Ultra este o idee mai greu. Asta poate din cauza construcției, deși Samsung folosește aceleași materiale, aceeași ramă din aluminiu foarte rigidă pentru ambele modele. Ar trebui să fie teoretic un pic mai rigidă pe Samsung Galaxy S23, însă acoperirea display-ului este Gorilla Glass Victus Plus pe S22 Ultra și Victus 2 pe S23 Ultra. Diferența dintre ele ar fi că Victus 2 ar trebui să fie un pic mai flexibilă și mai rezistentă la căzături. Dar primul test ar fi, hai să descărcăm o aplicație mare, una foarte mare. Ambele sunt conectate pe Wi-Fi, apropo, deci nu sunt diferențe. E aceeași rețea de wireless, sunt în aceeași poziție. Da, top charts arată într-adevăr fabulos. Sunt doar jocuri de pierdut vreme aici. Hai să luăm ceva, nu știu, pe care îl știm. Batman.
și instal pe ambele modele. 1,25 de GB și aici o să vedem puterea soluției de stocare de la Samsung de pe S23 Ultra, deși văd că se descarcă cam la fel. Bine, ar trebui să testăm și partea de Wi-Fi. Noi avem totuși un Wi-Fi 5 aici, de generație nouă, dar se pare că oscilează în funcție de câtă bandă prinde fiecare. Acei 1 gigabit pe care avem aici, diferențe între download-urile de aplicații nu prea există. 83, cred că își dau un pic de bandă de la unul de la celălalt. Deci diferențe la download-urile de aplicații nu o să observi. Chiar dacă se spune că stocarea ar fi mai repede, UFS 4.0 versus UFS 3.1 pe S22 Ultra, adică în teorie 2200 de megabytes pe secundă la citire aici și 4800 de megabytes la citire pe S23 Ultra. Bun, am terminat și cu acest mit. Speedtest.com. Asta o să-l fac separat pentru că știu că mănâncă mai multă bandă și o să mă duc în Google Chrome. Și apropo, am schimbat site-ul. Măcar intră și spune-ne aici la comentarii ce părere ai de site nou, pentru că pe mobil se vede și se mișcă absolut excepțional. Ia uite-l. Instant. Este cablurile de power delivery de 100W pe care le poți cumpăra de pe site și pentru care n-avem decât cuvinte bune de spus. În primul rând pentru că sunt foarte rezistente și chiar pot transfera curent la 100W și Thunderbolt la 10 gigabits pe secundă. Cam asta e maximul. Accept. O să-l facem pe browser. Iam toate informațiile posibile. Sunt aceleași valori pe amândouă. Nu cred că ai un Wi-Fi mai rapid care să beneficieze neapărat de acel Wi-Fi 6E pe care le are telefonul, dar dacă ai, s-ar putea ca ăsta să fie o idee mai rapid. Oricum nu te va afecta pentru că ai văzut cât de repede descarcă 1,2 giga de pe Google Play și cam mai e singura situație unde ai nevoie de viteză foarte mare de download. În rest ai nevoie în primul rând de timp de răspuns foarte mic. Dacă ai un router cu așa ceva, automat telefonul va merge excepțional. Deci practic sunt cam aceleași viteze și pe speed test. Un alt test interesant pe care l-am mai făcut a fost cât de repede se deschide Asphalt 9. Pe unele telefoane se mișcă destul de greu. E un joc destul de complex, într-adevăr are o dimensiune destul de mare. Și hai să facem testul aici, în același timp. Le-am apăsat în același timp. Le apropiem și mie sincer mi se pare că nu e nicio diferență între ele. În anumite momente S22 Ultra pornește mai repede, în anumite momente S23 Ultra pornește mai repede. Meniul merge la fel de repede, nu mă interesează și încărcarea jocului este o idee mai rapidă pe S23 Ultra și asta tot mai din cauza acelei stocări de 2 ori și jumătate mai rapidă decât pe S22. Deci, practic, această stocare face diferența la câteva o secundă, o secundă jumate față de telefonul din generația anterioară și cam atât. Deci, dacă te joci un joc ceva mai demanding, care cere mai multă performanță de la procesorul telefonului, s-ar putea să vezi o diferență la alt capitol. Ideea este că atunci când te joci și ești legat la priză, să nu fii conectat la un încărcător cu încărcare super rapidă sau dacă ești conectat la un astfel de încărcător, să-ți limitezi încărcarea la un 10-15W ca să nu permită bateria telefonului să se încălzească. Atunci când te joci, consumă foarte multe resurse, atât curent cât și performanță din procesorul telefonului și e nevoie ca bateria să se încarce la un curent constant, mai mic decât maximum la care este capabil să o facă. Bun, teste sintetice. Am făcut câteva teste sintetice, inclusiv acest AnTuTu Benchmark, pe care l-am downloadat de pe site-ul AnTuTu.com, pentru că nu mai există în Google Play. Aveai ceva probleme acum, câte 2 ani, parcă, i-au scos din Google Play pentru că colectau prea multe date, iar diferențele între rezultatele performanțelor acest test sunt absolut fantastice. Aici avem 43 de cadre pe secundă pe S22 Ultra și 97 de cadre pe secundă pe S23. 21 de cadre pe secundă aici, 55 aici. 20-47. Teoretic, procesorul ar fi de 2 ori mai performant la toate capitolele, dar cum spuneam, ai nevoie de jocul cu cele mai mari cerințe de performanță posibile ca să vezi această diferență. Sau doar să te lauzi la prieten că ai 180 de cadre pe secundă, când ei au 90 sau 100. Dar AnTuTu nu este singurul benchmark pe care l-am făcut, pentru că mai există și altele. Avem Cinebench-ul, care ne arată o diferență nu chiar atât de mare, dar apropiată de ce am văzut în AnTuTu. Așadar, avem un CPU de 1188 de puncte versus 1439 pe single core, 3600 versus 4900 pe multicore. Sunt diferențe destul de mari între ele, într-adevăr, și asta pentru că aici avem și stocare mai rapidă și procesor mai rapid versus S22 Ultra. Iar rezultatele pe partea grafică sunt diferențe mai mici, undeva la 20%, 8169 de puncte pe S22 și 9938 pe S23 Ultra.
Astea sunt diferențele cu telefoanele testate la același nivel de baterie, cu aceleași setări, cu aceleași setări de performanță. 3D Mark-ul este unul iarăși din benchmark-urile relevante pentru industria noastră și avem, se pare aici, S23 Ultra este mai bun decât 99% din telefoane din piață, spre deosebire de 92% pe S22. Țineți minte că aici avem două variante diferite. Avem S22 Ultra care se vindea la noi în țară cu Exynos și se mai vinde în continuare cu procesorul de la Samsung, iar aici avem Qualcomm pentru că este singura versiune pe noua generație. Diferențele iarăși sunt mari. Wildlife Extreme 2200 de puncte versus 3820 pe același API de Vulkan. Și într-adevăr este foarte similar cu cel de la Antutu. Aici e doar partea grafică. Iar Wildlife, atenție, pe S23 Ultra este maxed out, adică teoretic ar trebui să nu mai poată număra, deși este un test sintetic, nu înțeleg de ce mi-a dat valoarea asta, avem 7000 de puncte aici, iar aici maxed out. Probabil a atins maximul la care ar fi putut ajunge. Maxed out înseamnă că nici nu mai are cu cine se compare, este cel mai tare din parcare, nu? Așteptăm și benchmark-urile să ajungă la nivelul performanței acestui procesor și mai de merge mai departe la specificațiile tehnice. Probabil observat aici în device și storage cât de mult ocupă sistemul de operare pe noul Samsung Galaxy S23 Ultra. Există un motiv pentru chestia asta. Avem două modele de telefoane, unul de 256 și unul de 512 GB. Și dacă mergem pe partea de stocare, o să observăm că sistemul aici are 45 de giga ocupați, iar aici numai puțin de 71 de giga. Unde s-a dus spațiul ăla? Unde a dispărut aproape 30 de giga, 25 de giga din varianta de stocare de 512? Păi să spun de ce. Avem două metode de calcul pentru fișierele care sunt pe disc și capacitatea de stocare. Și motivul este pentru că capacitatea de stocare, adică SSD-ul memoriei interne se măsoară în sistem binar, X la puterea a doua, de exemplu, și ajungi la 1024 de bytes sau de kilobytes, în comparație cu fișierele care se măsoară în kilobytes și pot fi de 1000 de kilobytes. Practic, diferența aia se transpune atât de mult în capacitatea de stocare, încât pe varianta de 1 terabyte o să vezi că sistemul de operare ocupă undeva la 90 și ceva de giga, iar pe varianta de 128 de giga, cele pe care nu le am aici, o să vezi că sistemul de operare ocupă sub 40 de gigabyte. Chiar și când te duci la un magazin și cumperi un SSD de 1 terabyte, îl bagi în computer și o să vezi că capacitatea totală de stocare este undeva la 960 și ceva de giga sau 30 și ceva de giga, fără să iei în calcul acel over-provisioning, adică cei 10% pe care sistemul îi alocă în celule noi, în cazul în care e nevoie să înlocuiască unele din celulele foarte uzate de pe acel SSD. Așadar, este normal și da, întotdeauna telefonul cu stocare mai mare va ocupa mai mult. 12 GB de RAM pe S22 Ultra și 12 GB de RAM pe S23 Ultra. Ca să vezi, nu e o diferență la capitolul ăsta. Avem diferență, bineînțeles, la stocare, pentru că sunt modele diferite, dar aici ar trebui să avem o memorie RAM mai rapidă. Nu mi-o afișează, cel puțin în cazul de față, AIDA. Iar la CPU, bineînțeles, nu este notat că este un Qualcomm. Ce am observat însă, procesorul nou de la Qualcomm, acest Snapdragon generația 8-a, varianta 2-a, stă mai mult într-o frecvență mai redusă. Uite, de exemplu, nucleele 5, 6, 7 și 8, care ajung pe 1200-1300 MHz pe S22, aici stau constant la 600 sau 800 pe nucleul 8, 550 și ceva, 550 și ceva pe nucleul 1. Așadar, este un pic mai stabil procesorul în cazul de față. De acolo vine și diferența de autonomie. În plus, dacă o să închid ecranul telefonului, pe ambele modele, sunt setate absolut la fel, pe standard, pe aceeași rezoluție, cu luminozitatea pe auto, o să vezi că S22 Ultra este din start mai luminos decât S23 Ultra. Dar din testele pe care le-am făcut afară cu ambele telefoane, S22 Ultra coboară mai puțin luminozitatea decât S23 și tocmai de aceea vine și diferența de baterie. Avem 80% deja și 78% pe S22. Reușește să facă acel screen dimming, să coboare intensitatea luminoasă a ecranului în așa fel încât să îți economisească din baterie, că până la urmă ăsta e consumatorul major. Procesorul atunci când te joci ceva cu cerințe foarte mari și bineînțeles ecranul. De aceea îți recomand de fiecare dată să-ți lași ecranul să se stingă undeva la 30 de secunde sau să-ți faci obișnuința că atunci când îl pui pe masă să apeși butonul de loc și să închizi ecranul, nu să-l lași să se stingă el. Pentru că dacă scoți din buzunar telefonul de 100 de ori într-o zi și îl lași pe masă de 100 de ori și ecranul, timeout-ul la ecran este setat de 1 minut, ai 100 de minute în care ecranul stă aprins. Sunt 100 de minute
în care el stă degeaba aprins. Și de aia ți se consumă foarte mult bateria. Uite un pont ca să ai autonomie mai bună. Și acum cred că a venit momentul să facem și comparația între video și foto făcute cu acest telefon. Diferențele în camera, în meniul de cameră foto, nu sunt foarte mari. Sunt la nivelul de finețuri. Aici avem în schimb 200 de megapixeli în varianta de 3x4, aici avem 108 megapixeli și varianta de 50. Eu am făcut pozele în varianta standard, adică fără să mă duc în RAW mode sau în lucruri de genul ăsta, ca să văd exact diferențele între culori, între focalizare și bineînțeles între stabilizare pe partea de video. La partea de setări am observat niște chestii interesante. Acesta era setat din start pe H265, știe că va consuma mai multă memorie, iar la video stabilization era off. Și asta pentru că știe că o face mai bine decât S22 Ultra. Meniul, în schimb, este aproape la fel. Asta pe partea de cameră, pe video, într-adevăr, vei vedea ceva diferențe. Dacă mă duc la rezoluție, aici am 8K24, aici am 8K30. O mică limitare, dar atunci când activezi super stabilizarea pe ambele modele, lucrurile se schimbă puțin, pentru că aici ești limitat la QHD60, pe S23 Ultra, iar aici ești limitat la Full HD60. Așadar, S22 Ultra cu acea super stabilizare activă nu știe să filmeze mai mult de 1080p în 60 de cadre pe secundă. La capitolul meniu în partea de jos este absolut identic, același nivel de zoom 100x pe fiecare, 0.6 fiind camera de ultra-wide. Hai să vedem și rezultatele. Acestea sunt două fotografii făcute cu telefoanele cu în același timp. Aici e o comparație de model portret între cele două telefoane. S22 Ultra pare un pic mai puțin luminos. Diferența nu este majoră între ele, dar se poate observa că e mai luminos S23 Ultra. Aici de la o distanță un pic mai mare, aceeași chestie, e un pic mai luminos, culorile sunt un pic mai contrastante, a făcut o treabă, o idee mai bună. Iar aici este Sorin la 100x, apropo. La 100x pe geam nu prea poți să-ți dai seama de diferență. La 30, deși telefoanele erau fixe pe acel suport și eu am dat declanșare ținând mâinile pe ambele telefoane, se pare că S22 Ultra a declanșat mai bine. Câteodată iese mai bine S22, câteodată iese mai bine S23. Asta este Sorin la 10X. Da, este mai luminos din toate punctele de vedere și aici deja observi diferența de detalii. Sunt o idee mai mult detalii pe S23 Ultra. O idee. Mai ales cablurile din spate, e mai multă lumină. Cam la asta excelează. Aici am îmbunătățit în mare parte camera foto. Iar Sorin aici este la... Nu, aici nu mai este Sorin. Aici iarăși avem o distanță de 100x. Și dacă e să mă uit la poze, cred că aș alege pe cea din stânga. Tu ce părere? Mi se pare cam strâmbă aia din dreapta. Ușa, bara, aceleași condiții, da? Aici suntem pe la 30x, aici apare mai luminos. Deci, practic, acele avantaje pe care le ai la nivel de cameră și de culori se întâmplă undeva până într-un zoom de 10x și cam atât. Pentru că la nivel digital, partea de procesare este aceeași la zoom. Mi se pare că sunt aceleași poze. Hai să mă apropii un pic de macara. În cazul de față, mi se pare că e 22 și aici mai bine. Copăcelul are cam aceeași definiție, poate un pic mai multă lumină pe S23. O idee, asta e o poză făcută cu wide-ul. Eu nu pot să-mi dau seama de diferență. Cerul e un pic mai colorat aici, HDR-ul, sunt atât de mici diferențele la nivel de poze, încât vă rog să mă scuzați dacă nu cred în toate afirmațiile de marketing cum camera ar fi mult mai bună. Și atenție, am făcut în modul în care va face fiecare fotografii. Orice om care își cumpără telefonul ăsta, nu o să treacă nimeni pe 200 de megapixeli și o să se apuce să exporte fotografiile, să le treacă prin Lightroom, decât foarte, foarte, foarte puțini dintre cei care și-l cumpără. În rest, oamenii o să facă poze așa, la clădiri, la oameni, la biserici, la copii, la căței. Asta e partea de filmare. Aici mi se pare că am și alergat un pic. Din nou, pare un pic mai contrastant pe S22 Ultra și nu este ecranul de vină. Sunt setate, v-am spus, la fel. Stabilizarea, cred că am pus-o pe Ultra aici. Da, este stabilizarea aceea Ultra, mânuța pe care v-am arătat-o. Este o filmare Full HD. Este mai stabil, într-adevăr, S22 Ultra, dar S23 Ultra, dar este atât de stabil încât ai impresia că e nenatural.
parcă îmi trebuie un pic de mișcare, un pic de... Dar nu văd o diferență, era atât de mare încât să zici, băi, îmi iau telefonul la nou pentru care stabilizarea e mai bună. Aici stăteam pur și simplu pe loc și o filmam pe Lorena cum se încalță. Lumina e aceeași, culorile sunt aceeași, cadrul este același. HDR-ul e un pic mai bun la 23. Să nu te uiți pe un ecran de 75 de inci. Da, mă, știu, dar mă uit la detaliile astea. În umbră, vezi și pe 22, numai că vezi cu noise. Da, ai un pic de zgomot mai mare. Uite, aici, de exemplu, m-am apropiat. În cazul de față, S22 mi se pare că a filmat un pic mai bine. Atenție, S22 ăsta din stânga, da? Da, știu. Aici m-am dus pe zoom să văd aerul condiționat. Mi se pare mai detaliat aici, bine, mai contrastant aici. Mai contrastant, da. Iar asta este partea de stabilizare la interior. Nici mai știu care dintre filmări e asta. Asta e filmarea în 8K. 8K la 24, 8K la 30. Într-adevăr, se descurcă mai bine în 8K la 30, că e procesor mai nou și până la urmă de asta tot evoluează. Că prima dată când am avut 8K era un fel de stabilizare software și era în 15 cadre pe secundă și îți recomandau producătorul să nu o folosești că s-ar putea să încingă telefonul. Și se întâmpla chestia asta pe unele telefoane. 4K la 60 cadre pe secundă, fără stabilizarea magică activă. Aici m-am împiedicat eu. Mi se pare că au colectat-o ambele telefoane la fel, dar unul dintre ele este un pic mai înainte. E un pic mai luminos la interior, dar atât de puțin încât nu știu dacă contează, sincer. Își face, într-adevăr, ajustarea de luminositate mai rapid, dar nu cu mult. Aici îl urmăream pe Andrei. În cazul de față, S22 a ajuns să fie un pic mai luminos, depinde de unghiul în care îl filmam. Da, este mai stabil. Se vede asta doar când mergi și filmezi cu telefonul, pare o imagine foarte curată, foarte liniștită, pentru că e ca și cum avea un stabilizator în mână. În momentul de față, dacă îți cumperi un astfel de telefon, nu o să mai ai nevoie de stabilizatorile acelea dedicate pentru telefonul mobil, decât un suport fix. Începe pe masă. Au, sunt făcute să cadă, stai liniștit. Ăsta este scopul unui telefon, să cadă. Am sincronizare suficient de bună. Sunt la fel de rapide. În funcție de focus, câteodată unul e mai lent, unul e mai... Diferențele sunt insesizabile dacă există și cred că pot fi măsurate doar cu, nu știu, un osciloscop. Așadar, asta e pe partea de foto și de video. La meniu sunteți probabil curioși dacă există diferențe de setări. În mare parte, nu prea. Nu prea pentru că meniul este același. Mai nou, Samsung Galaxy S22 Ultra a primit și el One UI 5.1, are aceeași versiune de Android, practic este cam același software ca pe S23 Ultra, tocmai pentru că vor să-l țină și pe acesta actualizat. Meniurile sunt în mare parte extrem de similare. Aceleași setări, aceleași niveluri, aceleași opțiuni pe care le vei găsi pe ambele telefoane. Touch sensitivity, show charging information, sunt aceleași pe toate planurile. Rezoluția ecranului, la fel, aceleași setări le poți face. Motion smoothness, adaptive sau standard, din nou, la fel. Nu prea sunt diferențe la meniu. Dacă ai un Samsung care a primit One UI 5.1, atunci o să vezi că sunt cam aceleași setări. Link to Windows, Multi-Control, Samsung DeX, Smart View, Android Audio, Smart Things, aceleași setări. Toate sunt la fel. Practic sunt două telefoane extrem de similare din toate punctele de vedere. Location, Safety and Emergency, Software Update. Chiar update-ul pe care a venit pe Galaxy S23 Ultra este o idee mai vechi decât cel de pe S22 Ultra. Android Security Patch Level 1 februarie, aici avem 1 ianuarie. Practic ăsta este un pic mai datat decât acesta. Cam astea sunt diferențele. Acum, sunt curios, dacă vrei să mai testăm ceva, lasă-mi un comentariu mai jos și revenim eventual într-un alt clip video, probabil pe Instagram sau pe Facebook, în care să testăm și acele mici chichițe pe care ți-ai dori să le vezi la aceste telefoane. Am stat cu ele de 3 zile, le butonez în continuu de 3 zile și nu am găsit diferențe între ele. Nici la nivel de încălzire, nici la încărcare, nici la autonomie. 77% pe S23 Ultra, 76% pe S22. Am făcut aceleași lucruri, au scăzut doar 4%. Asta e, era o diferență. Trebuia să spun chestia asta. S23 Ultra se aude o leacă mai tare. Educați cu atât este mai simplu să îi conduci și să le oferi acest sentiment, să le vinzi. O idee mai pronunțat partea de medii. O idee.
E mai bine definit aici, pe S23. O idee mai bine definit față de S22, care se aude parcă puțin mai spart, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, pentru că și el se aude într-adevăr foarte bine. Cam astea sunt așadar diferențele majore între cele două telefoane. Din nou, spunem în partea de comentarii dacă vrei să mai testăm și altceva. Cred că testele pe care le-am făcut au fost suficiente să demonstreze că nici pe partea de foto, nici pe partea de video nu excelează în mod deosebit unul față de celălalt. Și într-adevăr, performanța se vede la nivel de test sintetic. Procesorul e mai bun, partea grafică e mai bună, stocarea e mai rapidă. Dar cam atât. Din punctul meu de vedere, dacă aș avea un Galaxy S22 Ultra, aș rămâne momentan cu el. Dacă ai, de exemplu, un S20 Ultra și să zicem S21, S22, S23, ar fi a treia generație și vrei să-l schimbi pentru că vrei ceva mai nou, dar ar fi o idee. Atunci pot să-ți recomand, mergi pe el, sar pe el. Sau dacă e un telefon mult mai accesibil și nu un telefon de top de anul trecut, atunci te poți gândi să faci un upgrade în acest sens. Pentru că în momentul de față, S23 Ultra merită, dacă îl mai găsești la varianta aia de la vreo 6.000 și un pic de lei, cel de 512 la același preț de cel de 256, în comparație cu S22 Ultra, care am văzut că oscilează încă în zona de 5.000 de lei ca preț. Diferența de 1.000 de lei e justificată în acest moment. Dar ce faci în momentul în care acest telefon va ajunge la 3.000 de lei, nou, în magazin, iar acesta va rămâne undeva la 6.000, când vor ajunge la acea diferență, da, nu mai pot să spun cumpără S23 Ultra pentru că câștigi încă de două ori pe atât performanță utilizabilă în viața reală. Așadar, acest clip este poate pentru cei mai tehnici, cei care au vrut să afle exact care sunt diferențele între cele două telefoane, mai ales că George a spus că nu face teste de benchmark-uri, le-am făcut eu. Dă un like acestui video dacă ți-a plăcut, dă un share ca să-l vadă și un prieten care este mai curios la acest nivel de diferențe între cele două telefoane și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!